Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața într-o zi de cât de care? De marți! O zi de marți, 8 ianuarie, evident, o zi... o zi răcoroasă! O zi răcoroasă de dimineață și răcoarea se simte din plin. Adică a fost ger azi noapte și a fost un ger, una din nopțile geroase, sau prima noapte mai geroasă așa din anul 2019 și nu prima, au mai fost nopți geroase care au atins pragurile minime, foarte, foarte scăzute în iarna 2018-2019. A fost frig de dimineață, este frig de dimineață, temperaturile sunt oarecum un pic neobișnuite. Sau poate ne-am dezobișnuit noi și nu știm să ne mai aducem aminte. Pentru că odată, pe vremuri, cândva, Monșer, lucrurile stăteau cu totul și cu totul altfel, în sensul că aveam temperaturi deja obișnuite, ca cele de azi dimineață, dar nu v-am spus care sunt temperaturile, decât temperaturile este decât scăzute. În ce sens? În sensul că minus 12, minus 13 grade, nu discutăm aici de zona montană, sunt deja de dimineață mai peste tot în Suceava, extinzându-l așa, că vorbim de municipiul Suceava, că vorbim de, nu știu, de Fălticeni, de Rădăuți, de Târgu Neamț, plecăm un pic mai departe, chiar și Botoșaniu și Pașcaniu se zbat undeva în jur de minus 12 grade de dimineață, minus 11, 12, chiar 13 grade de dimineață, depinde de la caz la caz. Dacă ar fi să mă iau după device-ul din mașină, la spunea chiar minus 14 la un moment dat. Adică este răcoare și o răcoare care se simte și se simte binișor. La târgu, la Gura Humorului, lucrurile sunt un pic tot așa mai răcoroase, undeva în jur de minus 14 grade și cu cât urcăm la munte, lucrurile se complică prin prisma temperaturilor scăzute, în sensul că la Câmpul Lung, la Vatra Dornei, avem în jur de minus 18 grade de dimineață și e senin și e ger și se simte zăpada scârție. Scârție sub tălpi și asta spune deja foarte mult despre, despre vremea de afară. Va fi rece și pe parcursul zilei de astăzi, mai ales pentru că astăzi va fi o zi cu soare. Se încălzește, că se încălzie foarte mult spus, e foarte, foarte mult spus, se încălzește, dar oricum mult mai cald decât era este de dimineață. Spun specialiștii în meteo că vom avea temperaturi așa cuprinse undeva între minus 4 și minus 5, poate chiar 6 grade pe parcursul zilei de astăzi. Spuneam soare, niciun semn de precipitație, nu vom mai parte și de vânt și nici parte de nori. Deci doar soare astăzi. Un soare cu dinți, cu foarte mulți dinți, pentru că spuneam este și ger. În zona montană lucrurile sunt chiar mai pronunțate așa prin prisma gerului decât în celelalte zone, pentru că la Humor undeva în jur de minus 6-7 grade, pe parcursul zilei Câmpul Lung, Moldovenesc, Vatra Dornei rămân undeva în zona de confort, dar cu ghilimele de rigoare, evident, o zonă mai liniștită așa sau mult mai liniștită decât noaptea, undeva în jur de minus 8, poate minus 9 grade. În celelalte, Suceava cu Fălticeniu și cu toate celelalte, eu știu, Botoșaniu, Neamțu, Rădăuțiu și Pașcaniu, toate se mențin undeva, spuneam, între minus 4, minus 5, poate chiar minus 6 grade. Depinde de la caz la caz. O zonă poate sub montană, așa cum e Rădăuțiu, să ajungă la poate la un minus 5-6 și celelalte zone, poate și cele de șes, așa un picuț, acolo gerul câteodată este mult mai pronunțat. Dar spuneam așa în jur de 4-5 grade sau o medie, dacă vreți dumneavoastră, de minus 5 grade pe parcursul zilei de astăzi și soare, foarte mult soare. Pe noapte se mai răcește. Zonele de șes și deal scad temperaturile, nu la fel ca noaptea pe care am trecut-o. Nu va fi la fel, nu. Lucrurile se vor mai... încălzi un picuț, dacă e bine spus. Pentru că vom avea temperaturi mai bune, oarecum mai bune, nu vor fi 12-13 grade cu minus, ci undeva în jur de minus 8, poate minus 9 grade pe timp de noapte, deci cu câteva grade deja un pic mai călduț în zona de șes și deal, de la Botoșan pe la Pașcan, Târgu Neamț, eu știu, Fălticeni, Suceava și Rădăuți. La fel va fi bine și la Gura Humorului, la fel o temperatură undeva în jur de, la noapte în jur de
9, poate 10 grade cu minus. Cu cât urcăm la munte, lucrurile se mai complică un pic. Temperaturi de 13, 14 grade, poate chiar 15 grade, vorbim de Câmpul Lung și Vatra Dornei. Nu vor fi precipitații, asta spuneam. Nu precipitații, nu vânt. Temperatura resimțită este pe aproape sau alături de cea, foarte aproape de cea prognozată, pentru că nu avem vânt, un vânt care să amplifice. Stăm bine și cu umiditatea, la fel spuneam, stăm bine pe parcursul zilei și cu soarele, pentru că soarele ne va fi prieten astăzi, va fi și mâine. La fel va fi și mâine. Mâine poate să apară 2-3 norișori pe aici, pe acolo, ca să mai tulbure din strălucirea soarelui. Poi mâine însă, it's another day, vorbim de ziua de joi, există șanse, dacă vorbim de tot arealul ăsta, hai să spunem, climatic, al celor trei județe, cu Șescu, Deal, cu Munte, cu zona montană, cu zona submontană, vorbim și de șanse de precipitații care merg undeva spre 70%. Abundente sau nu, nu știu să vă spun. Cert este că există pe joi undeva șanse de precipitații, dar doar pentru ziua de joi, pentru că pe vineri, sâmbătă, pe weekend, așa, lucrurile se mai domolesc sau se va apărea din nou soarele și va fi frumos afară. Pentru că probabil că și cei părit vechi trebuie să-și petreacă sărbătorile în liniște și vorba de trecerea în noul an, pentru că Revelionul nu e așa, pentru cei părit vechi se sărbătorește în noaptea dintre 13 și 14. Sper să nu greșesc, că nu chiar mă ține memoria foarte, foarte bine de dimineață. Cum spuneam, o zi răcoroasă, o zi de iarnă, de iarnă autentică, o zi de ianuarie autentic, care ne aduce aminte că vremea, dacă vrea, poate să ne facă figuri, oricând vrea ea. S-a circulat în condiții de iarnă, în ultima perioadă, în zona montană, cel puțin au fost căderi de zăpadă, intervenția drumarilor a fost absolut necesară, au fost câteva zile când drumarii au avut un pic de lucru, dar asta nu este rău. N-am văzut să fie prinși nepregătiți, atenție foarte mare în trafic, pentru că în continuare, dragii mei, se circulă în Suceava în condiții de iarnă și atenția trebuie să fie sporită, sau cel puțin așa trebuie să fie. O să vedeți, o să discutăm un pic și despre ce se întâmplă așa și o să vedeți că teribilismul n-a dispărut nici în 2019. Avem în continuare teribilismul și inconștiență, avem în continuare viteză, avem în continuare alcool la volan, avem în continuare imprudență, dacă vreți, sau nu suntem deloc prudenți la volan, creăm în continuare probleme în trafic, vorbim generic, așa, ne gândindu-mă nici la cei care participă la trafic și sunt nevinovați, nu ne gândim nici la noi. Din păcate, lucrurile în 2019 au început la fel, la fel. Dacă va fi sau nu altfel, vom vedea. Cine știe, speranțele sunt mari. Poate într-un târziu ne vom trezi. Toată lumea vorbește despre, și pe bună dreptate, sunt două lucruri interesante în presa de astăzi, care vorbesc, unul despre Suceava, despre municipiu și despre județ, despre percepția pe care o avem noi față de ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă în județul Suceava și în municipiul Suceava și cât suntem de patrioți vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și ce ar trebui poate să facem în acest sens și de pârtie de la Câmpul Lung Moldovenesc. Toată lumea vorbește despre pârtie, sunt declarații politice, oameni care vorbesc despre ce s-a întâmplat acolo, mai ales că acolo s-a întâmplat un lucru foarte, foarte bun și ce trebuie făcut și de acum înainte. Am văzut pe primarul Mihăiță Negru, primarul de Câmpul Lung Moldovenesc, care ne povestea, evident, despre faptul că urmează să depună documentația și asta în urma unei discuții pe care a avut-o cu Bogdan Trifcu, cu ministrul de resort al tineretului și al sportului, cred că este Bogdan Trif, nu știu, dar bănuiesc că despre el e vorba, care asigura pe Mihăiță Negură că există bani pentru al doilea tronson, cel care va merge până spre Pietrele Doamnei încolo, până pe sus, pe la rău, încă va ajunge undeva pe la cota 1600 și ceva, 1620, cred.
Și că există bani, cum spuneam, trebuie doar ca primăria să le pună documentația sau, mă rog, să completeze documentația pentru acest lucru. Primarul Negură, în urma discuției, a asigurat că în următoarele două săptămâni, așa cum stabilise cu ministrul, va depune această documentație la Ministerul de Resort, urmând ca de acolo să vină finanțarea. Acum, nu sunt foarte optimist, trebuie să recunosc. Pârtia s-a terminat, s-a fost dată în folosință această pârtie după 10 ani de la investiție. Vorbim ani calendaristici. A pornit în 2009 această investiție și a mers foarte, foarte bine până prin 2012, sper să nu greșesc. După care, în 2012, odată cu venirea guvernului Ponta, a fost abandonată. Lucrările au fost abandonate, investiția a ajuns undeva acolo să fie undeva pe la 80%. Toată povestea asta a fost abandonată până anul trecut, până în 2018, când acolo s-au făcut lucrări și s-a deblocat, să spunem, această investiție și am ajuns să putem să ne bucurăm de faptul că la Câmpul Moldovenesc avem o pârtie de schi. Pârtia are 2850 de metri. Este cea mai modernă, cea mai lungă, cea mai pârtie din Suceava, cel puțin. Și cred că este la nivel național una dintre pârtiile, între primele 5 probabil, dacă nu, auzeam la un moment dat voci care spuneau că este cea mai lungă pârtie, sau mă rog, este pe undeva printre primele 5 pârtii din țară și are o dificultate medie. Asta pentru specialiști, pentru că dacă mă întrebați pe mine, habar n-am ce aia. Probabil faptul că doar pot și cei mai puțin avizați să meargă pe această pârtie, are o zonă mai liniștită și una mai puțin mai abruptă. Adică poți să ajungi la Câmpul Lung fără neapărat să folosești neapărat drumul, dacă nu știi să te dai pe schiuri. Cum spuneam, toată lumea vorbește despre investiții, despre ce a fost acolo și despre perioada asta de relax. Evident, sunt titluri care apar în presa de astăzi. Văd un titlu în pagina a doua, subtitlul critici, Bogdan Gheorghiu după deschiderea pârtii deschide pe Rarău, PSD Suceava 5% efort, 95% laude. Bogdan Gheorghiu a arătat că actualul guvern PSD a acordat suma finală de 750.000 de euro, ceea ce reprezintă 5% de valoare a proiectului. Cu toate acestea, folosindu-se ca de obicei de tupeu politic, liderii PSD și-au adjudecat în totalitate meritele pentru realizarea acestui proiect atât de necesar pentru municipiul Câmpulu Moldovenesc și, evident, pentru județul Suceava. Într-adevăr, cam așa sunt. Știi, există o vorbă care spune, e foarte important cine taie panglicuța. Și evident că așa se va întâmpla și în continuare. Toată lumea a fost acolo ca să strângă laudele, nimeni, să spunem, sau fără, au fost făcute, evident, am văzut pe președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, care spunea despre faptul că cei mai mulți bani, 80% din investiție, s-a făcut până în 2012, au mai fost alocați ceva bănuți în perioada 2016, sub atunci când a fost România condusă de administrativ, evident, vorbesc de guvernul tehnocrat al lui Cioloș. Cei mai mulți bani, spunea președintele Flutur, au venit de la guvernele Boc, și de la guvernul Boc și de la, și de la guvernul Cioloș. Restul, spuneam, acei 750.000 cu mare ce greutate de euro au venit de la guvernul condus de Viorica în anul 2018, pentru că această investiție se poate fi terminată, reprezintă evident 5%, și faceți dumneavoastră un calcul, dacă nu e așa, vorbim de investiție de 15 milioane de euro. Din păcate, în toată povestea asta, a avut de suferit Câmpul Moldovenesc, a avut de suferit Suceava și n-am avut parte de această pârtie în această perioadă. Sunt multe de făcut acolo. Mai sunt multe, toată lumea vorbește despre faptul că e nevoie de o parcare supraterană, supraetajată, habar n-am, o parcare care trebuie să... este o necesitate deja, pentru că zona va fi din ce în ce mai căutată. Dacă e să mă iau după statisticile, pentru prima zi, făcând referire la pârtie, pârtia deschide pe Rău a atras peste 1700 de turiști în prima zi în care au fost percepute tarife. Și asta deja spune foarte, foarte mult. A fost foarte multă lume, am fost acolo. A fost foarte, foarte multă lume. Din ce neechipați sau nepregătiți pentru schi, așa ca și mine, eram puțin, marea lor majoritate,
erau echipați așa cum trebuie pentru schi, cu clăpari, cu alea, cu ochelari, cu schi, cu schiuri, cu beță, cu... Bă, deci pregătiți, înțelegi? În marea lor majoritate pregătiți să încerce pârtia de la Câmpul Moldovenesc, pentru că s-a vorbit foarte, foarte mult despre această pârtie. Și eu sunt absolut convins că în perioada următoare pârtia deja va deveni o destinație. Suntem o destinație deja. Județul Suceava, nordul Bucovinei, a devenit deja, Bucovina a devenit deja o destinație. Că ne place, că nu ne place, nouă ne place. Și putem deveni din ce în ce mai mult o destinație. Cu siguranță vom deveni, lucrurile se vor perpetua pozitiv vorbind pentru noi, pentru că această pârtie deja stabilește, dacă vreți așa, un traseu al turismului de schiabil, al zonei schiabile, începând cu Gura Humorului, Câmpul Moldovenesc și Vatra Dornei. Deja lucrurile sunt într-o formulă firească. Se poate schia oriunde. De oriunde ești, de orice parte vii, găsești schi la Suceava. Și lucrurile deja încep să devină foarte complicate. Și asta prin prisma, în primul rând, a infrastructurii rutiere. Întrebarea este dacă infrastructura rutieră suportă sau nu. Sau îi ține pasul sau nu cu aceste investiții, pentru că la asta ar trebui să se gândească guvernanții. Băieții ăștia, și o să vedem, o să vorbim un pic despre veniturile lor, băieții care sunt la București, și care au niște venituri impresionante, băieții ar trebui să se gândească un picut și la ce ar trebui făcut în zona investițiilor. Poate rute ocolitoare, poate drumul, poate autostrăzi, poate ceva care să vină în sprijinul investițiilor făcute în zona turistică, în zona montană. Păi deja devenim ușor-ușor și noi un fel de Valea Prahovei, pentru că cei care v-ați uitat un picuț după anul nou, ați văzut zona Valea Prahovei a fost una foarte, foarte aglomerată. Erau și bancuri de genul plecat de acasă singur, te-ai căsătorit și aveai și copii când ai ajuns la predeal. Cam așa au fost acele zile, au fost zile tulburi și vor fi în continuare atât timp cât va fi ninsoare și cât vor fi weekenduri și cât vom avea așa, vom avea dorință și disponibilitate pentru zăpadă, munte, schi, weekenduri și așa mai departe. Am văzut chiar în prima zi, spre exemplu, și nu este un paradox, era o realitate. Am plecat de la Câmpul Lung Moldovenesc, am ieșit în drumul național în DN17 cu gândul să merg către Suceava. Era traficul către Suceava, era unul pertinent de la, vorbind din, de la intersecția cu drumul pentru către pârte, către Izvorul Alb. În schimb, mi-a fost dat să văd o coadă pe care n-am crezut că am să văd vreodată la intrare în Câmpul Lung Moldovenesc. Dragii mei, cei care cunoașteți zona, am văzut o coadă și asta vorbim de orele, nu știu, 13, 30, 14, vedeți că sunt foarte, da, nu 1, jumate, 2, 13, 30, 14. Coada era spre Prisaca Dornei. Deci trecută de scrijelile de la podul de intrare în intrare în Câmpul Moldovenesc, trecut de pod, trecut încolo, spre Prisaca Dornei, aproape chiar de Prisaca Dornei, ceea ce spune că aveam o coadă impresionantă de câțiva kilometri buni, habar n-am, 6-7 kilometri, nu știu că sunt acolo, dar sunt câțiva kilometri buni, mai ales că vorbim de Câmpul Lung Moldovenesc, că de-aia și spune că e foarte lung. Ei, atât se întindea coada. Știm foarte bine că deja e o realitate faptul că în zona Humor, weekendurile deja sunt foarte aglomerate și a merge la Humor și a veni de la Humor deja complică un picuț lucrurile, în special atunci când te întorci acasă, când cozile sunt absolut, absolut foarte mari și de nesuportat. Poate că în zona asta ar trebui să facem ceva. Poate că ar trebui să facă ceva guvernanții. Înainte de a se gândi la ceea ce pot face pentru ei, poate cei din PSD ALDE s-ar gând, sau o să se gândească și ce pot face pentru poporul pe care îl reprezintă. Asta spunea Brăteanu la un moment dat, un mare om politic, cel care a dat, care a scos din Joben Partidul Național Liberal, care a dat naștere Partidul Național Liberal, care spunea, nu contează ceea ce pot face, poate face poporul pentru tine, contează ce poți face tu pentru poporul pe care îl reprezinți. Foarte frumos spus, doar că această definiție uitată absolut total de către politicienii noștri.
A început și povestea cu taxele locale, am început deja să plătim, am început să fie aglomerație, coze. Vă spuneam că o să discutăm despre Suceava, am discutat un pic despre pârtie, pentru că titlurile din presa de astăzi, foarte multe dintre ele sunt dedicate. O să vedeți însă că sunt și lucruri mai puțin frumoase care fac referire la România și fac referire în general și la ce se întâmplă în Suceava. O spuneam prin prisma siguranței rutiere și nu numai. Dar o să vedeți că și în zona investițiilor care trebuie să făcute în infrastructura, nu știu, din sănătate, spre exemplu, trebuie să făcute foarte, foarte multe lucruri. În continuare, dragii mei, da, în continuare, în 2019 am intrat și dacă cei care reprezintă partidul de guvernare, PSD-ul sau altele, vor să mă contrazică, îi rog să o facă. În continuare, spitalul de la Fălticeni a rămas o utopie. O utopie care poate o să devină realitate în 2019. Cine știe? Vom vedea. Până atunci însă, dragii mei, până când vom discuta povestea asta, luăm un pic de publicitate, însă revenim, nu plecați, povestim. Revenim.